Așteptăm cu nerăbdare acest meci. E debutul nostru în Liga Națională. Toată lumea știe, prima etapă am stat. Ne dorim să-l câștigăm, evident. Ne dorim să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Trebuie să începem cu dreptul în fața propriilor suporteri, pe care așteptăm într-un număr cât mai mare la sală, și să începem încă din primul meci să arătăm o atitudine corectă și să arătăm de ce suntem echipa campioană și de ce ne dorim în continuare să rămânem campionii României, că evident ăsta este obiectivul nostru. Faptul că a fost o perioadă mai lungă de la meciurile de la Oradea până în acest prim meci în campionat, de bun augur sau din potrivă, un pic... Nu știu, vom vedea mâine. Nu cred să fie probleme din acest punct de vedere. Ne-am antrenat bine în acest timp. Mă bucur că nu sunt probleme de lot cu accidentările. După cum știți, avem și un jucător nou care de 2 zile se antrenează cu noi. El nu va fi în lot mâine, e prea devreme. Evident, trebuie lăsat un străin afară și pentru meciul de mâine el va fi cel care va sta. Încă nu știe mare lucru din sistemul nostru și ceea ce ne dorim noi să jucăm. Repet, nu este o problemă, nu cred să fie o problemă și chiar nu mă gândesc la lucrul acesta. Dar pentru că tot începe sezonul, obiectivele care vor fi la nivel general? Evident să ne păstrăm titlul de campioană națională, evident să ne păstrăm Cupa României. Am reușit calificarea în Final 8, după cum știți, din turneul de la Oradea. Am terminat pe primul loc și ne-am calificat. Deci, pe plan intern, cam astea ar fi obiectivele. Pe plan european, în Eurocup, ne dorim să facem o figură mai frumoasă decât sezonul trecut și, dacă mă întrebați pe mine personal, cu siguranță vreau să prindem play-off-ul, chiar dacă va fi puțin mai greu ca anul trecut. Excited for sure to finally be able to play in our gym in front of our fans, especially new guys never got to experience the atmosphere that we have here. So excited, you know, to get the journey started. Obviously, it's a long journey, but this is the first one in Romania, so we just focus on that one. Just taking one at a time. Yeah, I think. I mean, we brought a lot of new guys, of course. I think 6 new players, maybe even 7. But the guys have bought in early well throughout the preseason. You know, we were able to get to know each other. A lot of these guys have played high level before. You know, they've experienced winning. They've experienced playing EuroLeague and EuroCup, different things like that. So they adjusted pretty quick. And now, like I said, just one at a time, just one game at a time, just continue to improve and get that chemistry and keep getting better each day. I mean, obviously, we'll see as the games go. I mean, I can't really answer that now, obviously, but we're optimistic for sure about the roster that, you know, coach put together. So we're just excited, man, very excited to get it started and see where things go. What do you expect about atmosphere, about fans? Well, I mean, I know and I hope, you know, the fans continue to support as they always have since I've been here, the best fans in Romania. So. We encourage them to come to the first game, the first Romanian game. We try to give them a great impression, you know, at the beginning. And obviously, Euro Cup will be next week too, but we focus on this one now. But we just encourage them to come in big numbers, as many big numbers as possible, so we can enjoy the gym together. 5 years for you here in Cluj. What you feel now? Came a new title? I mean, for me, it's been home, I guess, you know, since... Obviously, my first year, I fell in love with the place. So, I mean, it's home for me and my family. Black and white, you know, I take it very serious, being a captain of the team as well, to try to lead the guys in any way I can on and off the court. So, I take it very serious and have a lot of pride in it. And I want to continue the journey of us winning. You know, that's the goal here. That's the standard. And we try to continue to build on that.